Dragă Mircea, te salut și mă bucur din suflet că ești împreună cu mine și cu toți cei care se vor uita la noi la intersecțiile de miercuri. Noi am mai fost împreună la intersecție acum 2 ani și mă gândesc că în acești 2 ani poate s-au schimbat multe sau schimbarea pur și simplu s-a accelerat. Așa că bine ai venit și mulțumim frumos! Bine te-am găsit, Svetlana, din nou. Din fericire, ultima noastră întâlnire a fost live și am o anumită nostalgie față de perioada în care puteam face live aceste întâlniri, dar slavă Domnului că avem și mijloacele astea de comunicare și că putem să facem ceva. Este o binecuvântare, într-un fel, că există aceste videoconferințe și că oamenii nu rup cu totul legăturile culturale, literare, artistice unii cu ceilalți. Eu mă bucur de lucrurile astea. Și că duc un fel de viață mai departe, așa că trebuie să acceptăm ceea ce ne aduce bun toată povestea asta pe care o trăim. Mă gândeam că sunt cam 30 de ani de când, da, 30 de ani de când eu citeam Visul. Sunt 30 de ani de schimbare continuă, de fapt. 30 de ani din decembrie 89, acum sunt 31. Și cred că dintre toți oamenii pe care îi cunosc eu, dintre toți oamenii pe care am avut șansa să-i cunosc, din lumea asta literară, cum o numim noi, generic, dintre toți, tu ești cel mai una cu literatura, dacă pot să spun. Cel care neabătut s-a confundat cu ideea de literatură, mai mult decât cu scrisul de cărți, publicatul de cărți, dincolo de lucrurile astea practice, să spunem, există un sens mai adânc în toată relația ta cu literatura. Și de aceea, raportându-mă la acești 30 de ani și la cei 40 despre care tot vorbești tu în cartea pe care ai lansat-o astă primăvară în timpul izolării, Creionul de tâmplărie, cum a schimbat raportul tău cu literatura în toți acești ani? Cu ce ai pornit în povestea asta? Ce așteptai de la literatură și cum s-a schimbat raportul în toți acești ani, de fapt, pentru tine? Mai întâi, Svetlana, trebuie să spun ceea ce gândesc cu adevărat, și anume că sunt foarte mulți autori români care se identifică cu literatura, cu literatura lor în primul rând și cu literatura celor din jurul lor și cu marea literatură a lumii în sfârșit. Deci eu cred că avem mulți autori într-un fel idealiști, într-un fel care trăiesc literatura ca așa cum respiră aerul din jurul lor, care se simt una cu scrisul, una cu poezia, de pildă, una cu literatura. Nu mă consider special din acest punct de vedere. Eu aș adăuga în ceea ce mă privește că pentru mine literatura nu este așa aerul pe care îl respir și normalitatea de fiecare zi, nu este numai atât, este un mod de a înțelege. Deci pentru mine literatura n-a fost niciodată o chestiune de produs cărți, de produs texte literare. A fost o chestiune de a mă înțelege pe mine și prin mine de a înțelege ce se întâmplă în jurul meu. Un mod foarte pragmatic, aș spune, nu un mod din acesta visător și hai să spunem că literatura și științele sunt același lucru. Nu, un mod foarte pragmatic de a înțelege literatura și e modul pe care eu l-am folosit întotdeauna pentru că nu am avut șansa să pot folosi alte instrumente. De pildă, m-aș fi dorit foarte mult matematician sau filozof. Însă n-am putut să fac lucrul ăsta. Nu, mintea mea nu e făcută pentru asta. Citesc foarte mult despre istoria matematicii, despre mari matematicieni. Este o mare pasiune a mea. Dar nu pot citi o ecuație, de pildă. Mintea mea nu e făcută pentru asta. Am fost și eu un elev silitor la școală. Am încercat să învăț și matematică, fizică, chimie, așa cum învățam materiile umaniste. Dar nu s-a lipit de mine, absolut deloc. Mintea mea nu e oarbă, pur și simplu la matematică. Mi-au plăcut
toate domeniile cunoașterii. Adică mi-a plăcut să glisez pe fiecare dintre ele, să fac, cum se zice, surfing pe fiecare dintre aceste domenii ale cunoașterii, trecând dintr-unul în celălalt, pentru că cunoașterea este, de fapt, una singură, împărțită artificial și didactic în foarte multe ramuri. Dar nu am putut cu adevărat să folosesc un instrument altul decât cel literar. Cel literar mi s-a potrivit. De la început, eu nu mă imaginez, mă imaginez când eram copil numai cu o carte în față, pentru că asta făceam tot timpul, chiar când nu știam să citesc, îmi citea mama. Prima mea amintire este că stăteam la vreo 2 ani în poalele mamei și mama ținea în fața noastră o carte. O carte și îmi citea din acea carte. Și ce carte era mai, știi? Era o carte de poezii pentru copii. Țin minte că una dintre ele era așa, barză, barză, ceai în cioc, o rățușcă și un boboc. La picioare rășchitoare și în spinare o căldare. Și eu mă țin minte foarte bine în momentul ăla, pentru că nu știam ce înseamnă rășchitoare. Și încercam să-mi dau seama cum or fi niște picioare cu rășchitoare și de ce barza trebuie să țină în spate o căldare. Deci aceste lucruri care erau, mă rog, de imaginație poetică la nivelul acela de nursery rhymes, mă intrigau foarte tare, nu înțelegeam. Mi se păreau niște imagini care nu se loveau cu realitatea pe care o știam. Iar apoi, iarăși mă văd în amintire, întotdeauna citind și de la un moment dat scriind. Eu n-am avut alte pasiuni în viață. Asta a fost pasiunea mea. Mi-a plăcut foarte mult să citesc, în primul rând, și să scriu. Și cum se zice, asta nu o gândesc eu acum, deși poate părea că o gândesc, nu vreau să trișez, zice altcineva că, de fapt, a scris cărțile pe care nu le-a găsit ca să le citească. Dar este absolut adevărat și pentru mine. În momentul în care citisem Vinetu, citisem Contele de Monte Cristo, citisem cărțile astea ale adolescenței și copilăriei târzii, nu mai aveam ce citi. Și atunci m-am apucat să scriu primul meu roman, între ghilimele, ca toată lumea, la 9 ani, la 10 ani, care era un roman de aventuri în care personajele înconjurau lumea și se petreceau lucruri ciudate, fantastice în fiecare continent. Și așa mai departe. Nu mai aveam ce să citesc, de asta m-am apucat să scriu. Și apoi am început să citesc întâmplător poezie în liceu și această poezie mi-a adus acel fior pe șira spinării despre care vorbea Nabokov. El spunea, nu simți literatura nici cu creierul, nici cu inima, ci cu șira spinării. Dacă citind un text de literatură nu ai un fior pe șira spinării, textul ăla nu e bun, poate fi aruncat. Ei, primele poezii pe care le-am citit, am început cu Topârceanu, cum începe foarte multă lume, cu Eminescu, cu, mă rog, poezi din aceștia pe care noi în mod greșit îi disprețuim în momentul ăsta. De fapt, sunt niște etape de inițiere a fiecărui poet în poezie, în poezia pe care o va citi mai târziu. Și apoi am ajuns la momentul Blaga, iarăși momentul esențial pentru toată lumea, momentul Nichita Stănescu. Nichita Stănescu, da. Nichita Stănescu. Dar pentru noi era Blaga, fiindcă Nichita Stănescu avea 40 de ani când eram eu poet tânăr. Deci încă nu era foarte bine așezat și consacrat. Dar și Nichita Stănescu în facultate. Țin minte că apăruse o antologie din poeziile lui, se numea Starea Poeziei în BPT, pe care noi o știam pe de rost. Amicii mei de cenaclu, Coșovei, Iaru, Stratan, Mușina, Magda Cârneci, Vișniec. Noi îl știam pe Nichita Stănescu pe de rost. Îl comentați de altfel. Îl interpretați și îl comentați. Dar știi cum, Svetlana? Ca băieții golani care se uită la fete, care merg în fața lor și le dau note. Exact așa făceam noi cu poeziile lui Nichita Stănescu. Le dădeam note. Asta e de 7, asta e de 8, asta e de 5, asta e de 3, asta e de 10. Aveam în antologia aia vreo 6-7 poezii de 10.
pe care le veneram. Una de... într-un fel asta, dacă doar 7-8 erau de 10. Ei, așa se zice despre Edgar Allan Poe, a spus cineva, un mare poet, Robert Lowell, dacă nu mă înșel, a spus despre Allan Poe că este 2/5 geniu și 3/5 prostie. Unii poeți care scriu din geniu sunt cam așa. Sunt cam așa, adică au momente în care felul lor de a scrie extraordinar, ciudat, pieziș, într-un fel inimitabil, se exprimă cu toată forța, și alte momente în care ei, de fapt, rulează limbajul lor, fără ca el să, cum să spun, să fie, să aibă și elementul vital. Dar crezi că faptul că un poet, ca Nichita Stănescu în acest caz, sau oricare, din tipologia asta pe care tu o descrii aici, acești geniali care produc pur și simplu poezie și la un moment dat ratează, sunt conștienți când lasă acele poezii rateuri în cărțile lor, cum le lasă să treacă mai departe? Cum crezi că funcționează lucrul ăsta pentru ei? După părerea mea, nici aceste poezii care nu-și fac efectul, să spunem așa, nu sunt de lepădat. Orice poezie a lui Nichita Stănescu are amprenta stilului lui Nichita Stănescian, deci poate fi foarte ușor, ca și poeziile lui Arghezi, de pildă. Nu poți să nu-ți dai seama că este o poezie de Arghezi, chiar dacă este despre muncitorii și țăranii români din comunism, sau despre, știu eu, despre răscoala din 1907. Există o amprentă argheziană, ungula leonis, cum se zice. Dar, evident, acești poeți lasă să treacă prin ei, ei sunt ca un portal, lasă să treacă prin ei totul și lucruri mai puternice și lucruri mai slabe. Într-un flux care are culoarea minților, culoarea inimilor, culoarea personalităților. Dar nu, fluxul acesta nu este peste tot la fel. În unele locuri are un nod, în alte locuri are un ventru, exact ca valurile acelea. Și astfel de poeți sunt extraordinar de prețioși și sunt inimitabili. Unul a fost Dylan Thomas, după părerea mea. Un mare geniu al poeziei britanice, mă rog, el era belș din țara Galilor. Și un alt poet de felul acesta, după părerea mea, a fost Cristian Popescu. Un poet care, cu bunele și cu relele lui, are un stil total inconfundabil. Nimeni nu poate să ignore un poem al lui Cristian Popescu și este, poate, ultimul poet pentru care aș folosi cuvântul geniu în poezia românească. Alții după el nu mai cunosc, poate e greșeala mea. Aș adăuga, poate că, pentru că ai spus de Cristian Popescu, că e vorba de, și poate la toți ceilalți e valabil, e vorba de un sistem, dacă vrei, poetic, pe care ei îl pun în fapt și care e greu de mișcat din locul lui, indiferent de verigile foarte intense și verigile mai soft sau mai slabe, mai slabe ca intensitate, să zicem. Da, când spunem sistem, de obicei ne gândim la un sistem intelectual, adică la un eșafodaj de idei și așa mai departe. Nu e cazul, în cazul marilor poeți. Este ceva, cum să spun, înnăscut și necontrolat. Adică este o emisiune din aceasta verbală, care își atinge scopul în măsura în care, de fapt, realizează scopul dintotdeauna al poeziei, și anume a comunica incomunicabilul. Asta este poezia. Poezia este un eșafodaj de cuvinte care de obicei nu reușește să comunice suferința umană, de pildă, sau bucuria, sau extazul. Cuvintele nu sunt făcute pentru așa ceva. Când ești în extaz sau când ești în durere, țipi. Aceasta este reacția omului așa cum este el făcut într-un container de carne. Dar poezia, folosind cuvintele, are acest efect de tunelare între mine și tine. Nu te poate durea pe tine măseaua mea. Când mă doare măseaua, mă doare pe mine. Tu nu simți nimic. Dar când îmi exprim în cuvinte durerea mea, suferința mea sau bucuria mea, nu știu cum se petrece prin poezie lucrul acesta, încât pe dedesubt undeva, deși cuvintele nu pot comunica suferința, totuși tu, cititorul, primește această suferință. Deci eu cred că poeții aceștia foarte mari
reușesc, lăsând să treacă prin ei aluviuni de toate felurile, reușesc să comunice, să-și comunice foarte straniile stări interioare. Cred că m-am gândit la sistem, aducându-mi instantaneu în aminte de momentul în care am văzut câteva manuscrise a lui Cristian Popescu și am realizat felul în care lucra el, hai să zicem sistematic, ca să mă întorc la propriul meu cuvânt, adică dincolo de faptul că poetul produce sau se lasă în acest flux despre care vorbești, el și premeditează, hai să spunem, pe jumătate conștient, nu? Ceea ce va face. Mi-amintesc că Cristian Popescu spunea, scrie despre asta, dacă ai găsit nucleul ăsta, scrie-l până îl epuizezi. Toarce-l de toate puterile, toată vitalitatea lui ca să obții tot ce se poate din el. În sensul ăsta mă gândisem la sistem, de fapt. Exact. Când el spune, când el imaginează o pâine umplută cu ipsos, de pildă. O pâine umplută cu ipsos, o pâine care are scoarță, ca toate pâinile, nu? Are coajă din aceea crăpată, apetisantă, dar înăuntru este ipsos. Ei, această metaforă nu poate sta singură. Ea singură nu înseamnă nimic, dar ea se leagă de toate celelalte imagini pe care le face în aceeași cheie. Deci această pâine umplută cu ipsos ar putea fi o cheie a stilului foarte special al lui Cristian Popescu. Și mai sunt poeți absolut minunați care au stilul lor inconfundabil în poezia românească, chiar cei mai recenți, mai apropiați de noi, mă gândesc la Ioanes Pop, care este de asemenea inconfundabil și un poet extrem de profund și extrem de teologico-metafizic, ca să spun așa. Fiecare poem al său este o parabolă, asemenea parabolelor deschise din Kafka sau din Biblie și așa mai departe. Mă gândesc la Ion Mureșan, care este la fel un poet de forță, este un poet care pare să vină tot din Marmeladova lui Dostoievski, din acel bețiv care, de fapt, imaginează, are un discurs în care imaginează că mântuirea vine și la oamenii cei mai decăzuți ai lumii, adică și la bețivi, și la prostituate, și la lumpeni de toate felurile. Și că mai ales, de fapt, mai ales ei vor beneficia de mântuire. Ca în parabola din Biblie, unde un fariseu și un vameș se rugau alături, în fața zidului. Așa? Și fariseul stătea în picioare și cu multă trufie se bucura că el e drept și nobil și își face datoria și așa mai departe, are pietate, pe când celălalt stătea în genunchi și spunea, Doamne, ai milă de sufletul meu. Și Iisus spune, mai curând, el va fi îndreptățit să fie răsplătit. Deci și Ion Mureșan are și el lumea lui de asemenea foarte profundă și foarte puternic metafizică. Aș vrea să continuăm un pic mai încolo toată discuția asta pe care am început-o despre poezie. M-aș întoarce un pic la întrebarea inițială. În ce fel s-a schimbat, de fapt, lumea literaturii în acești 40 de ani? Ce mize aveai, nu tu, orice scriitor, când se apucă de literatură și cum e astăzi? Ce s-a întâmplat cu literatura, cu poziția ei, cu locul ei în lume, în lumea asta culturală, între timp? Acum să nu ne facem iluzia că literatura a fost mult mai populară în alte epoci. După părerea mea, literatura și mai ales poezia, care este esența literaturii, a agonizat de-a lungul vremurilor în toate epocile. N-au fost cazuri decât rarisime de poeți care să aibă mare popularitate, să fie pe buzele tuturor. De fapt, poeții nici n-au vrut asta. N-au vrut niciodată. Poezia nu-i făcută așa să fie citită în public, la microfon. Mai mergeam eu la niște întâlniri din astea în care poeții mai întâi își citeau între ei versurile, cum e firesc, dar apoi erau târâți și în piața orașului să citească la microfon, să le citească oamenilor care se opreau acolo. Ei, întotdeauna aveam un sentiment penibil, pentru că eu vreau să știu cine, vreau să știu cui mă adresez, vreau să știu pentru cine citesc. Așa, dacă citesc pentru niște oameni care trec pe acolo, coboară din autobuz, se duc și iau o înghețată și mai trag cu urechea la ce citesc eu,
nu mă simt bine, nu e acela publicul pentru mine. Așa încât eu zic că, adică eu cred că poezia, într-un fel, are această forță a slăbiciunii. Puterea este în slăbiciune, ca în jiu-jitsu, nu? Ca în artele marțiale, unde, de fapt, profiți de puterea celuilalt. La fel, într-un fel, un poet profită de puterea cititorului. Profită de puterea cititorului. Profită de puterea lui de a se năpusti asupra poetului, pe când poetul face o mișcare de retragere și prin asta câștigă, într-un fel. Deci eu cred că poezia, puterea poeziei este în slăbiciunea, în slăbiciunea ei, și că mari poeți au avut această, știu eu, această putere de a rezista la insignifianță, la irelevanță socială, la, știu eu, uneori disprețul și desconsiderarea tuturor, la fel ca filozofii din antichitate, care erau disprețuiți de Socrate, râdeau oamenii în forum, în piața ateniană. Și au avut puterea să fie niște nimeni, să fie niște oameni izolați, să fie niște oameni, cum să spun, care n-au vrut să fabrice literatură, ci au vrut să o nască. Și oamenii aceștia, într-un mod paradoxal, după părerea mea, deși au dat dovadă de slăbiciune în toate epocile, deși n-au ieșit în față, deși n-au fost pe creasta valului, totuși, de-a lungul timpului, într-un fel și-au transmis un fel de ștafetă unul celuilalt. În așa fel încât poezia, cea mai slabă, într-un fel, cea mai slabă, între ghilimele, dintre arte, totuși călătorește ca un, cum se zice, ca un fir roșu, așa, de-a lungul timpurilor, și ajunge în fiecare epocă. Și acest lucru mi se pare extraordinar de important și de interesant, pentru că și pentru mine poezia este în miezul artelor. Am spus-o de foarte multe ori, am spus-o și în Creionul de tâmplărie. Lucrul cel mai important care îi se întâmplă omului este durerea, după părerea mea. Este ceea ce îl rănește. Adică este lirismul, este centrul vieții omenești. Ce nu te doare, nu observi. Nu te doare scaunul pe care stai, nu te doare un tablou de pe perete, nici nu le mai vezi. Nu le mai vezi după o vreme. Dar ceea ce intră în conflict cu corpul tău sau cu sufletul tău, acel lucru îți e în fața ochilor tot timpul. Și acest miez de suferință incomunicabilă este înconjurat de poezie. Este prima sferă care profită de această energie, care o transformă în cuvinte. Cuvinte făcute în așa fel, și asta este secretul poeților, rețeta secretă a poeților, a fiecăruia în parte, fiecare face altfel, ca un alchimist care are alt procedeu de a transmuta plumbul în aur. Fiecare face altfel, dar până la urmă reușește acest miracol de a comunica incomunicabilul, de a face puntea între mine și tine, care de obicei nu se poate realiza. Cuvintele nu pot realiza. Iar în jurul poeziei se află celelalte arte ale limbajului, romanul în măsura în care e poezie, eseul în măsura în care e poezie, dramaturgia în măsura în care e poezie și așa mai departe. În jurul lor este cultura, în jurul culturii este civilizația. Așa ar trebui să fie, așa este în mintea mea. Dar, de fapt, astăzi avem o cu totul altă situație și ai mare dreptate că lucrurile au evoluat în ultimii 30 de ani și aș spune, mai ales în ultimii 10 ani. Astăzi avem, de fapt, o civilizație care nu mai are nevoie de cultură, o cultură care nu mai are nevoie de arte, o artă care nu mai are nevoie de literatură, o literatură care nu mai are nevoie de poezie și o poezie care se dispensează de lirism. Se dispensează doar de lirism, crezi, sau și de o anumită definiție a ei sau de un anumit raport cu o viziune mistică, hai să spunem, asupra poeziei, asupra poetului, cine e poetul și ce face poezia pe lumea asta? Nu crezi că, de fapt, e o separare, e o încercare de a rupe, legătura cu zona asta mistică și de
privire religioasă, dacă vrei, în sens foarte larg, asupra a ceea ce e literatura și poezia în mod special. Sigur că da, ai mare dreptate. Poezia în toate epocile, de fapt, a fost foarte diversă. A fost foarte diversă și s-au amestecat în fiecare epocă, s-au amestecat diverse forme de poezie aflate pe diverse paliere de evoluția conceptelor despre poezie. Deci în fiecare moment, astăzi să zicem, ai poezie de oracol, de caiet de amintire al elevilor. Acolo afli că România este țara, București e capitala, unde fată cu băiat e mereu amorezat. Și așa mai departe. Deci, e foarte drăguț asta, sună foarte bine. Gradul minus 10 al poeziei, ca să zicem așa, nu gradul 0. Ai gradul 0, într-un fel de poezie eminesciană naivă. Ai apoi elemente de evoluție. Sunt poeți care scriu încă sonete clasice. Foarte mulți. Poeți care scriu la nivelul poeziei moderniste a lui Ion Barbu. Poeți care scriu la nivelul lui Nichita Stănescu. Poeți care scriu la nivelul, al lui Iaru sau Coșovei, adică o poezie antilirică, prin excelență, mai ales poezia lui Florin Iaru, sau care își, într-un fel își aduce lirismul pe alte țevi decât cele obișnuite. Și apoi avem o poezie mai recentă, care este o poezie oarecum neo-expresionistă, care pornește din experiența ale anilor 70, Angela Marinescu sau Mazilescu sau alți câțiva de felul acela, chiar Mircea Ivănescu pe o anumită direcție a lui, și care astăzi, într-un fel, e dominantă. Într-un fel este dominantă prin câțiva poeții foarte interesanți de astăzi. Și apoi există o altă direcție de poezie prozaică care se hrănește tocmai din paradoxul acesta că, de fapt, pare nepoezie, pare antipoezie. Este antipoezie, dar prin asta nu devine mai puțin poezie. În cazul celor mai buni poeți care practică acest gen de poezie, poezia se întoarce. Poezia se întoarce, e dat afară pe ușă, absolut, cum să spun, ostentativ, și ea se întoarce pe fereastră. Adică există un mecanism din ăsta care, de fapt, reîntoarce lirismul și poezia acolo unde, de fapt, ca gest exterior, e respinsă. E respinsă. Sunt foarte multe feluri de poezie. Este o poezie ludică, este o poezie cu... Încă mai sunt poeți care fac rime, care fac, mici bijuterii lingvistice. Important e ca poezia să fie vie. Important e să fie vie. Nu e important ce fel de poezie este. Important este ca să îți transmită ceva, să te bucuri de ea, să fie ceva sărbătoresc, să fie ceva despre care poți să spui, da, este poezie, mi-a produs acel fior pe șira spinării. Indiferent dacă e rimat, nerimat, conceptual, intelectual, anti-intelectual și așa mai departe. Există multe feluri de poezie viabilă și cred eu că un bun cunoscător de poezie, ca un bun cunoscător de vinuri, de pildă, apreciază multe feluri, nu doar unul singur. Nu rămâne la un singur fel de poezie și chiar apreciază poezia ca diversitate, aș spune. Mi se pare foarte interesantă perspectiva asta, aproape în rezumat, pe care ai dat-o, pentru că, de exemplu, spuneai despre Ioanes Pop. Între Ioanes Pop și Dan Sociu, da, să spunem, care se ocupă de o lume underground, unii au numit mizerabilism în poezie stilul acesta, Ioan scria, da, în anii 90, apărea Eudul fără ieșire, Dan Sociu, hai să-l plasăm în anii 2000, este exact toată golirea asta, de fapt, cumva de perspectivă asupra poeziei ca religie, deși Dan nu a ajuns chiar să golească de lirism, cum au făcut-o și o fac alții în ultimul deceniu, de exemplu, și mi se pare foarte de folos perspectiva asta pe care ne oferi, că acolo de unde muncești să scoți lirismul, poezia se instalează ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deși cu mijloacele
cu armele care stau să omoare exact lirismul, care rămâne omorât în felul lui, dar poezia supraviețuiește în acele texte. Da, mă gândesc și la câteva poete ale momentului, mă gândesc chiar la poezia ta, Svetlana, pe care, după cum știi, o cunosc bine și o iubesc foarte tare și mi se pare că aduce în poezia românească ceva pe care nu-l mai găsești în altă parte, adică un fel de asumare din aceasta semi-personală, semi-parabolică a unei realități foarte semnificative și personale. Mă gândesc și la alți poeți care sunt absolut minunați și care au lumea lor, de pildă Dan Coman. Mă gândesc la Dan Coman, care mi-e un prieten foarte bun și la prietenia căruia țin foarte mult, un om extrem de onest și de, ferm în opiniile lui, un om benign, cum puțin sunt în cultura românească, mă gândesc și la Robert Șerban din punctul ăsta de vedere, oameni minunați, cărora nu ai ce să le reproșezi. Dan Coman este și el, exact cum spuneai tu, un om care trăiește numai în literatură, numai în scrisul lui. Pe el nu-l interesează nimic altceva. Am vorbit de nenumărate ori cu el. El este un obsedat al lumii lui stranii, al lumii lui care amestecă un fel de surrealism provincial și un fel de expresionism, pentru că și în proză și în poezie textele lui sunt, cum să spun, viscerale, sunt foarte puternice, sunt foarte, cum să spun, sunt în stare să te dea peste cap ca un val la mare. Și, cum să spun, eu nu sunt neapărat un mare cititor al poeziei de azi, dar admir foarte mulți poeți. Îmi plac foarte mult și foarte mulți prozatori, de altfel. Mai puțin cu critica, mai rău stau cu critica, în orice caz. M-aș întoarce și aș face referință puțin la discursul tău de la Cluj, de la universitate. Acolo dezvolt și spui, de fapt, o serie de lucruri pe care le-ai spus și acum, mai spre începutul conversației noastre, legat de felul în care ai citit tot felul de cărți, de ideea asta de cunoaștere care nu e împărțită, este holistică, e totală, e un întreg. Și acolo vorbești însă, și asta m-a interesat, despre poezie și mai ales despre poezia naturală, despre felul în care poezia, de fapt, se găsește peste tot. Nu numai sau în ultimul rând în text, dar în primul rând în alte părți, de fapt. Da, și spuneam că unul dintre locurile cele mai sterile în poezie este cartea de poezie, cartea de versuri. În rest, se găsește poezie, dar în cărțile de versuri mai puțin. E mult spus discursul de la Cluj, sună așa foarte... N-am știut cum să-l numesc altfel. Da, am mai auzit și în legătură cu alți autori români despre discursul de la Cluj. Mi-aduc aminte, da. Eu atunci am vrut doar să spun un singur cuvânt, mulțumesc. Așa e frumos să spui când ți se face o onoare, ți se face o mare favoare. Eu iau foarte în serios aceste titluri de doctor honoris causa. Am avut și la Bacău și la Constanța ceremonii de felul ăsta și sunt realmente recunoscător acestor oameni, care sunt niște universitari, sunt oamenii așezați, mai ales clujenii sunt foarte recunoscuți în Europa și așa mai departe, adică e o universitate puternică și am vrut să spun mulțumesc, dar era puțin. Oamenii așteptau să spun ceva și am spus ce mi-a trecut prin cap. Deci acel discurs de la Cluj nu a fost absolut deloc premeditat sau cu notițe scoase dinainte și așa mai departe. De altfel, la Bacău, cred că am ținut un discurs mai bun și erau o mulțime de scriitori în sală și eu eram destul de tracasat așa, pentru că nu mi-erau toți prieteni și simțeam și vibrații negative acolo. Dar până la urmă am spus ceva așa acolo. Ei, la Cluj, până la urmă, într-adevăr am vorbit despre poezie ca vârf al cunoașterii. Ca vârf al cunoașterii, adică ideea mea, care era destul de improvizată, cum am spus, a fost că de fapt, toate științele
ajung la cunoaștere în momentul în care au o stare de grație. Se vorbește despre ecuații elegante, de exemplu. Se vorbește despre o formulare filozofică elegantă. Tot ce este elegant, tot ce este stare de grație, de fapt este poezie. Așa că, până la urmă, am spus că, de fapt, cunoașterea este o piramidă cu vârful ei de diamant, care este o mică piramidă a poeziei așezată deasupra acestei piramide și care îi dă, într-un fel, lumina și sensul generale. Așa încât poezia nu este doar, spuneam eu acolo, nu este doar o artă, arta cuvântului, arta versurilor, ci este un fel de încoronare a cunoașterii umane. Pentru că dacă cea mai aridă și mai elaborată, știu eu, teorie, ipoteză, teoremă și așa mai departe, nu te și emoționează prin eleganța ei, prin geniul ei, ca să zicem așa, adică nu are, nu simți acea tremurătură pe șira spinării despre care am tot vorbit, ea nu este, ea mai curând va fi înlocuită în timp, va fi invalidată în timp, zic eu. Și apoi, într-adevăr, am spus, de fapt, poezia este pretutindeni în jurul nostru, iar cărțile noastre de poezie, de versuri, sunt fântâni în mare. Sunt fântâni în mare. Ele nu sunt, cum să spun, poeții nu, nu sunt singurii care au poezia drept știu eu, câmp de lucru. Poezia, de fapt, este împrăștiată peste tot, între toți oamenii, și mulți dintre oameni sunt poeți pentru că sunt născuți poeți, chiar dacă nu ajung să devină poeții care scriu versuri. Deci, bănuiala mea este că foarte mulți oameni pe care îi numim de obicei oameni frumoși, oameni minunați, oameni care te fac să zâmbești, care luminează lumea în jur, sau dimpotrivă, oameni întunecați, oameni extrem de marcați de partea negativă, de negativismul lucrurilor și de partea nevăzută a sufletului omenesc, aceștia pot fi poeți în sensul în care Rilke spunea că s-ar putea ca în jurul cerșetorului care stă la capătul podului să se învârtă de fapt stelele și universul. Deci pot fi oameni din aceștia care nu au avut ocazia să devină poeți sau n-au vrut să devină poeți, dar care sunt poeți cu adevărat până în vârful unghiilor. Și orice om care scrie versuri și care a publicat cărți de versuri trebuie să fi fost înainte un astfel de poet, un astfel de poet genuin, natural, care să caute peste tot și mai ales unde nu caută nimeni frumusețea, cum se zice. Frumusețea nu în sensul frumuseții de cutie de bomboane, ci frumusețea adevărată, expresivă, puternică. Și asta cred eu, că a fi poet nu se leagă de a scrie poezie. Dacă ești poet, scrii și poezii, întâmplător, adică ai putea scrie și ai putea să nu scrii. Dar a fi poet este mai mult și altceva, după părerea mea. Înseamnă să vezi poezia universală, poezia întregii lumi din jurul nostru, pentru că se spune, și am spus-o și eu, pentru că asta trebuie să o spună orice poet, de fapt trăim într-un poem. Trăim într-un poem. Lumea noastră, ceea ce numim realitate, ceea ce numim complexitatea vieții, este un poem. Are toate trăsăturile poeziei. Te înfioară, te face să existi, să acționezi și să reacționezi. Deci este un poem. Iar poeziile propriu-zise, după părerea mea, arta poeziei este o artă foarte sofisticată și care are rare reușite. Are reușite rare. Vorbeam noi de, la începutul discuției, de poeții foarte mari care au un limbaj personal, dar care nu reușesc tot timpul să-l mențină la cel mai înalt nivel. Nu vorbeam de Nichita Stănescu, de Cristian Popescu, de foarte mulți alți poeți care au
ceva ireductibil, ceva după care îi recunoaștem imediat. Dar toți acești poeți au vârfuri din acestea foarte pătrunzătoare, foarte ascuțite, foarte puternice, care tunelează între mine și tine, care reușesc să transmită, să facă legătura acolo unde legătura de fapt nu se poate face, pentru că conținuturile noastre sufletești sunt imposibil de transmis prin cuvinte de obicei, dar poeții reușesc. Manipulează cuvintele, au o tehnologie a cuvintelor care face ca sensul, și nu numai sensul, ci senzațiile noastre interioare să se transmită telepatic oarecum și celuilalt. Instantaneu. Instantaneu. De altă parte, există o secvență în acest text pe care l-ai vorbit la Cluj, că nu știu cum acum să-i spun, secvența aceea cu Cioran, care dă răspunsul lui care îl întreabă ce faci, pentru că nu știa cine este, de fapt, da? Îi spune, încerc să fac poezie. Da, greu. Am întâlnit un om minunat și foarte înțelept, Edmond Baudouin, unul din cei mai mari desenatori din Franța, creatorul benzii desenate literare, cel care a transformat lumea lui Pif și a lui Rahan în lumea marilor romane și ilustrate. Și el mi-a povestit asta. El a stat la un moment dat la masă cu Cioran fără să știe cine este. A fost un banchet și s-a întâmplat să fie unul lângă altul. Și Baudouin, din politețe, fiind un om foarte blând și foarte drăguț, s-a întors către Cioran, care stătea încruntat și mânca, și l-a întrebat, domnule, nu vă supărați, cu ce vă ocupați? La care Cioran s-a oprit din mâncat, a ridicat ochii, s-a gândit și a spus... Scriu poezie. Încerc să scriu poezie. La care Baudouin rămâne cu gura căscată, așa, și închipuie că un poet. Și trece cam un minut în care Cioran stătea cu furculița și cuțitul în aer și se gândea și a adăugat. Dar e foarte greu. Aceasta a fost singura lor conversație în timpul banchetului. Pe mine m-a distrat extraordinar de tare, pentru că, într-adevăr, asta confirmă că filozofia este și ea, la vârful ei este poezie. Cioran, în Lacrimi și Sfinți și în atâtea alte cărți ale lui, de fapt este un extraordinar mânuitor al cuvintelor. Aș spune eu, mai mare scriitor decât filozof, deși nu le poți despărți, risc spunând asta, dar îmi asum riscul. Și prin asta, el este un poet. Este un poet extraordinar. Țin minte că la un moment dat, într-una dintre cărțile lui, el zice, m-aș face călugăr. Zice, dar chiar dacă ar veni Dumnezeu însuși la slujba de dimineață, nu m-aș scula pentru el la ora 5, la 5 dimineața. Și toate formulările lui sunt atât de, pe de o parte, cinice, pe de altă parte, pătrunzătoare, pe de altă parte plină de poezie, de un fel sau altul. E un fel de inocență cinică sau o combinație de inocență și cinism. Mi se pare extraordinar felul în care acest, nu știu, secret, să zicem, al lui Cioran, pe care nu-l știam, ajunge la noi prin intermediul tău, într-un fel complet neașteptat și ne pune să, adică ne determină să discutăm natura poeziei, natura filozofiei, felul în care poezia, de fapt, este infiltrată în țesătura tuturor tipurilor de expresie și de cunoaștere. Și sigur, noi nu știam asta despre Cioran, tu spui, însă pentru tine însuți spui, dacă citesc Război și Pace, caut poezia, caut poetul care este Tolstoi și nu proza. Și de fapt încerc să mă apropii așa puțin, puțin de miezul fierbinte al discuției sau pe care așa l-aș vrea eu, și anume că sigur mulți te-au crezut, poate pe cuvânt, când ai spus că la un moment dat legătura cu poezia se termină sau s-a terminat
terminat pentru tine și din acel moment ai început să scrii proză și s-a tot vorbit despre lucrul ăsta. Eu cred că nu te-ai despărțit niciodată de poezie și că asta e doar un fel de a spune că ai început să scrii doar proză. Dar de asta vreau să mă apropii de faptul că în această toamnă, în acest an foarte aparte, ai publicat o carte nouă și cartea aia se numește o carte de poezie, așa este oficial numită. Și aș vrea să te întreb cum s-a întâmplat asta, în ce context și de ce acum, de fapt. Da, îți mulțumesc pentru întrebarea asta, Svetlana, o așteptam, pentru că aș vrea să explicitez puțin niște lucruri legate de Nu striga niciodată ajutor, cartea de versuri pe care am publicat-o acum. Am mai făcut-o și în alte interviuri, dar simt nevoia să o fac și acum. Și anume vreau, în primul rând, să spun că această carte, într-un fel, nu se înscrie nici în contemporaneitatea poeziei românești, deci nu vreau să fac concurență nimănui, nu vreau să arăt nimănui cum se scrie poezia sau mai știu eu ce alte lucruri ar putea trece prin cap unor oameni. Nu ofer această carte ca pe un model. Nu ofer ca pe o carte mare și importantă de poezie. Doamne ferește, dimpotrivă, o numesc o cărticică, întotdeauna i-am zis așa. Ea nu are, dacă are vreo importanță, nu are importanță în contextul poeziei românești. Ea poate chiar e într-un fel exterioară acestui context. Ea are importanță pentru mine, a avut o imensă importanță pentru mine și într-un fel am riscat publicând-o, nu pentru că mă aștept la reacții negative, nici pomeneală. Cartea aceasta este take it or leave it. Unii oameni o vor iubi, alții o vor detesta, fără nicio îndoială și nu mă supăr pe nimeni din punctul ăsta de vedere. Dar am publicat această carte într-un fel supralicitând-o, în sensul următor. Hai să iau povestea de la început, dacă vrei. Nu este așa de lungă. Te rog. În aprilie eu am avut o boală foarte gravă, probabil boala la care ne gândim toți, COVID-ul. Nu m-am testat, nu știu, nu pot să spun dacă a fost așa ceva sau a fost o gripă înspăimântătoare. Dar vreau să spun, cum am mai spus-o, că niciodată n-am mai simțit ce am simțit în acel aprilie, în aprilie de acum, cel trecut. Și îți spun și ție ce am mai spus, și anume că am simțit mai mult decât în orice altă perioadă a vieții mele cum sunt golit de viață. Boala în toiul ei a durat vreo săptămână și am simțit cam ce cred că simte un trunchi de lemn când e aruncat în foc. Și când arde treptat, până din el nu mai rămâne decât structura aceea fragilă de cenușă. Nu mai este nimic. Tot ce este vital, tot ce este viu și verde în el, pur și simplu s-a drenat, s-a dus. S-a dus încetul cu încetul. Și acel gust de cenușă înspăimântător, pe care eu l-am simțit pe palat, pe cerul gurii, timp de aproape 10 zile, eu cred că este de fapt adevăratul gust al morții. Eu am simțit lucrul acesta. Nu este niciun fel de, știu, mistificare aici. L-am simțit cu adevărat. După aceea, când m-am vindecat de simptomele propriu-zise, fizice, am intrat în depresie. Am intrat într-o depresie, eu nu sunt o fire depresivă, mintea mea m-a ajutat întotdeauna și m-a ținut ca un dop de plută deasupra apei. Dar de data aceasta nu m-a mai ajutat și m-am scufundat în depresie și a fost o depresie. Acum știu ce înseamnă depresia. Nu că ești trist așa pentru că nu-ți merg lucrurile, asta nu-i depresie. Depresia este fără niciun motiv, este endogenă și este absolut, absolut chinuitoare și insuportabilă. Și pentru că eu nu iau medicamente, mă încăpățânesc să nu iau niciodată și n-am luat nicio pastilă pentru lucruri de felul ăsta niciodată. Și tristețe. Pentru nicio tristețe obișnuită. Am zis că nu iau nici acum. Și am fost gata să mă duc și să vă las pe toți. Numai că într-o zi, în mai, m-am așezat la masă, la birou, fără să am niciun gând
și am scris 20 de poezii deodată. Am scris timp de 4 ore. Fără să mă uit în urmă, fără să mă gândesc la ce fac, pur și simplu scriind automat, scriind într-un fel de rapt. Cred că ăsta e cuvântul, un fel de raptus. Și a doua zi am scris încă 7, a treia zi am scris încă aproape 20, a patra zi am mai scris vreo 10. Și firește că după aceea m-am uitat puțin pe ele și m-am îngrozit. Era ceva, nu era nici poezie, nu era nimic. Erau niște cuvinte aruncate pe pagină din disperare, din durere. Așa cum când te doare ceva, te miști, știu eu, te sucești, răsucești, îți frângi mâinile și așa mai departe. Așa erau aceste, așa zise, poezii pe care le-am aruncat pe toate. Nu mai există și nici nu mai amintesc ce era în ele. Și după aceea m-am gândit, păi, ce Dumnezeu fac? Îmi umplu jurnalul, că scriam direct în jurnalul meu, îl umplu cu inepțiile astea, ce fac? Și m-am gândit, dacă tot sunt așa răpit de poezie și dus cine știe unde, atunci măcar să o fac sistematic și pe computer. Și am început să scriu pe computer cu gândul că voi scrie 100 de bucăți, niciuna în plus sau în minus, 100 voi scrie și după ce voi scrie 100 de poeme scurte și, cum să spun, foarte, foarte genuine de la mama lor, cum se zice, mă voi opri. Am scris 100 în 2 luni. Apoi m-am oprit și m-am gândit să le dau la citit câtorva oameni în care eu cred, firește, Ioanei în primul rând, și apoi le-am dat Lidiei. Și Lidiei am spus, Lidiei Bodea, de la Humanitas. Și i-am spus, măi, uite, ți le dau ca unei prietene, pentru că nu prea am încredere în critici, să mă ierte critici acum care mă aud, nu prea am încredere, mai mult am încredere în voi, prietenele mele. Și i-am spus, Lidia, nu vreau să le public la Humanitas. I-am spus lucrul acesta și nici nu-mi trecea prin cap, ci vreau să caut o editură mică, specializată în poezie, care să facă o cărticică săracă. O cărticică cenușie, ca un șoricel, nevăzută, fără să nu-i facă reclamă, să nu-i facă nimic, să o scoată în 250 de bucăți pentru câțiva prieteni pe care i-am. Ca un fel de ciudățenie, ca un fel de, știu eu, ceva care face parte din mine, dar nu ca un organ vital. Și Lidia mi-a răspuns peste cadavrul meu. Chiar așa mi-a zis, nu-ți mai dau poeziile înapoi, le publicăm noi. Și le-a publicat ea, dar cu niște indicații ale mele, adică eu am vrut cea mai simplă carte cu putință. O carte fără nimic, copertă de literă, cenușie, fără motouri, fără nimic cultural, fără nimic scris pe coperta a patra. Cea mai simplă și mai banală plachetă de versuri. Așa am vrut eu să fie această carte. Acum, în privința conținutului ei, ea este, aș spune eu, nu este poezie pentru specialiști în poezie. Nu, ei vor fi, nu știu, cel mult dezamăgiți. Nu e nimic special în poeziile acestea. Sunt, știu eu, de la banalități pe care le-ar putea scrie un copil de clasa a 8-a, nu, seara, liniște, ziua, nu știu ce, deci un fel de mici notații așa, până la poezii puțin mai elaborate. Nu știu ce va zice lumea despre ele. Eu cred că unii vor recunoaște niște lucruri în ele, vor recunoaște niște lucruri care li s-au întâmplat și lor. Alții, din potrivă, nu vor arunca această carte. Fiecare carte are soarta ei. Cartea aceasta este importantă însă din două puncte de vedere. În primul rând, e importantă pentru mine. Este ca făcută din bandajele cu care au fost legate rănile mele. De aceea nu sunt prea atrăgătoare. Un bandaj din ăsta pe care l-ai pus pe rană are sânge, are puroi, are lucruri nu prea plăcute. Deci ele sunt importante pentru că m-au ajutat să trec prin această perioadă foarte grea. Și realmente m-au ajutat. Eu sper să ajute și pe alții. Sper să simtă și alții
această nefericire pe care am simțit-o eu vara aceasta. Iar în al doilea rând, cred că este importantă numai și numai pentru scrisul meu. Adică, într-un fel, ca o contrapondere la un aspect, la aspectul de multe ori prea sofisticat și prea cultural al scrisului meu. Am vrut să-mi arăt mie, într-un fel, deși nu mi-am arătat nimic, pentru că au fost foarte automate poeziile astea, dar, într-un fel, poate că am vrut să-mi arăt mie că pot fi și simplu ca degetul, că pot să mă despoi de toată nebunia culturală pe care am tot, știu eu, prestidigitat-o în Levantul, în Orbitor, în Solenoid, cu trimiteri nenumărate, cu un aspect simfonic și așa mai departe, și să scriu cântece la ocarină, să spunem, la cel mai simplu instrument muzical. Și am fost satisfăcut de povestea asta. Deci orice s-ar spune despre acest volum, nimeni nu mă poate împiedica ca acest volum să-mi placă foarte mult, să-l găsesc foarte reconfortant în contextul scrisului meu. Poate în alte contexte nu are nicio valoare, dar pentru mine el are. În primul rând îți mulțumesc pentru mărturisirea ta, indiferent dacă v-ai mai spus asta, bănuiesc, ai mai spus-o și că vei mai spune inevitabil, pentru că te vor mai întreba și alții și vor dori să audă ei cu urechile lor să spui pentru ei. Dar să știi că n-am spus același lucru la Nu. Variații, da. Întotdeauna e așa. Ți-am spus că a fost mai special, așa, știi? Mulțumesc cu atât mai mult. Voiam să spun că așteptam lucrurile astea, așteptam părerea ta dinăuntrul lucrurilor, dinăuntru scrierii acestui volum, îmi venea să zic acestui text, încă de când ai început să povestești episodul care a dus la scrierea acestei cărți de poezie, ai folosit un cuvânt care de fapt era cuvântul cu care eu voiam, care mă urmărește pe mine de când am citit cartea și care într-un fel cred că este cuvântul cărții. Și lăsând la o parte contextul, pe de o parte contextul literar, istoric, de istoria poeziei, lăsând la o parte contextul concret al scrierii lui, aș zice că totuși, cu atât mai mult că tu ai spus și ai spus tu personal lucrurile astea, e un statement în publicarea acestei cărți. Faptul că tu ai decis, pentru că într-un fel este să o scrii și alteori este să altceva este să publici și să decizi și să-ți asumi că publici cartea. Ori cuvântul acela este un verb și verbul ăla este a arde. Și într-un fel m-a surprins că tu de la început, povestind, când ai descris senzațiile sau ai vrut să arăți intensitatea maximă a ceea ce ai trăit, te-ai referit la arde. Și arde este în tot volumul, există în toate formele, de la imperativ, un imperativ repetat, pentru că, în paranteză, aș zice, da, titlul este acesta, da, să nu strigi ajutor. Mereu îmi vine să zic după ajutor, dar de fapt este un strigăt permanent acolo, este mascat totul, este un strigăt într-una, da? Dar ce voiam să spun și mă gândesc la un poem anume din volum și anume acela cu focul de tabără, în care e pusă în scenă, este regizată o ardere de fapt a tuturor lucrurilor de dinainte care se face în fața unor copii și acei copii se bucură. Mie mi se pare că poemul acela e poemul care vorbește pentru toată cartea și este ca și cum tu ai fi făcut, ai fi pus în scenă sub presiunea acestei întâmplări a vieții tale, într-o carte despre moarte, pentru că la urma urmei asta este, ai fi pus în scenă arderea ta însuți, a tot ceea ce acolo este listat. Sunt listate toate până la autor lâc, da? Cum îl numești tu.
Tot ceea ce împănează, construiește, obosește poetul din tine ca să supraviețuiască în rolul în care el s-a pus și contextul s-a pus și în rolul în care ajunge orice om care este public și scrie și scoate în afară ceea ce face el singur acasă, de fapt, când scrie. Cam așa am văzut și mi s-a părut că a fost nevoie de foarte mult curaj pentru tine ca să arzi toate lucrurile astea și tot ceea ce oamenii ar putea să caute într-o carte semnată Mircea Cărtărescu. Adică tot ceea ce ar căuta, toate semnele stilului tău sunt cumva sabotate în această carte și tu ești cel care așteaptă să vezi reacția la acest sabotaj, de fapt. Așa am părăsit eu cartea după ce am citit-o. Acum, Svetlana, eu nu o să pot concura cu tine în frumusețea exprimării, fiindcă ai spus niște lucruri foarte, foarte frumos și foarte adevărat despre intențiile mele în cartea asta. Vreau doar să spun că acest paradoxal strigă de ajutor care spune să nu strige ajutor, de fapt este o prelungire a celor vreo 10 pagini din Solenoid care constau numai din strigătul ajutor. Deci acolo, la un moment dat, într-una dintre scenele esențiale din Solenoid, apare un fel de cor al umanității, care strigă ajutor de, nu, cred că sunt vreo 2000 de repetări de cuvinte. Repetarea a cuvântului ajutor, ale cuvântului ajutor. Și vreau să spun că am simțit eu personal, scriind această carte, fiecare dintre acele strigăte de ajutor. Deci ele nu au fost puse mecanic cu copy-paste, ci le-am scris eu cu mâna mea, unul după altul, încercând să le simt până în măduvă pe fiecare. Sigur că modelul meu a fost John Lennon, care este eroul meu și spuneam de multe ori că dacă mi-aș pierde mințile vreodată, aș ajunge să mă cred John Lennon. Un om... și un artist extraordinar, care probabil nu m-ar fi iubit și nu m-ar fi, nici măcar nu m-ar fi observat dacă aș fi fost în preajma lui. Nu l-a observat el nici pe Paul McCartney, dar minte pe mine. Dar John Lennon este primul care strigă ajutor dintre toți artiștii lumii. El este cel care a compus cântecul Help, în care spune: am nevoie de cineva, nu chiar de oricine, ajutați-mă. Și el repetă acest strigăt în toată opera lui, mai ales în poemele lui finale, în God, în Mother, în o grămadă de astfel de extraordinare poeme. Și eu am venit într-un fel pe urmele lui, gândindu-mă la el și omagiindu-l într-un fel cu aceste strigăte de ajutor. Și, de fapt, volumul acesta exprimă într-un fel dezamăgirea că n-a auzit nimeni. E ceva destul de intim și de, știu eu, personal, dar ăsta a fost sentimentul meu, că am scris de 2000 și ceva de ori ajutor, că această carte s-a publicat în România și s-a publicat în foarte multe limbi și se va mai publica și niciun critic niciodată nu a făcut aluzie la aceste pagini. Deci este ca și când strigătul acesta disperat de ajutor, care a fost strigătul meu adresat umanității, e ca și când nu ar fi fost citit, ca și când aș fi scris cu cerneală invizibilă. Și este motivul pentru care am început, a și fost prima poezie pe care am scris-o pe computer, aceasta nu striga niciodată ajutor, că nu o să te audă nimeni. De fapt, este o convingere profundă a mea, că fiecare suntem singuri. Suntem singuri ca niște animale care trăiesc și mor de unele singure. Știi că dacă un animal dintr-o turmă moare, celelalte se uită la el și nu au nicio reacție. Trec mai departe. Sentimentul acesta de neajutorare și de singurătate în fața lumii, singurătate esențială și efectivă a fiecărui om, cred că este miezul acestei cărți. E o carte mai mult despre singurătate decât despre moarte, de fapt, pentru că pe mine moartea nu mă preocupă și nu mă tem de ea. Dar toată viața am suferit de singurătate. Și cred că e tema adevărată a acestei cărți.
Este și despre neiubire, într-un fel, pentru că revine singurătatea în tandem și recunosc că m-am gândit despre iubire și neiubire și tristețe. Astea sunt firele roșii care tot revin în... spui că ai fi vrut să audă criticii. Și nu au auzit. Ai mai fi vrut să audă și altcineva? Eu cred că mulți cititori au auzit. Aceste ființe care nu se exprimă ele însele. Acum, mulți cititori se exprimă și ei prin Facebook sau prin alte rețele de socializare, dar până acum cititorul era o ființă mută. Noi, scriitorii, față de actori, de pildă, aveam frustrarea asta că, de fapt, nu știm niciodată la cine au ajuns cărțile noastre. Nu-i vedem așa cum îi vede actorul, sala plină de spectatori. Dar noi nu-i vedem niciodată pe cei la care ajung cărțile, pe, de fapt, destinatarii a tot ce facem și scriem noi. Și asta a fost o motivație a mea, o dorință de... Am imaginat cititorul de a mă încerca să ajung într-un fel la el. Aș glisa ușor din singurătatea asta și nevoia de a auzi, de a fi auzit atunci când strigi, dacă strigi printr-un artificiu extrem de natural într-o carte și strigătul ăla este cumva înghițit de ansamblu la care se uită mult mai atent, de fapt, restul, decât la strigăt, vorbești adesea despre izolare și vorbești despre felul în care ești în afara lumii literare. Prima carte, cea din primăvară, Creionul de tâmplărie, povestește despre prieteni, despre lumea literară implicit, despre felul în care ea s-a reflectat în tine. Cum o putem vedea pe suprafața ta, a minții tale și a retinei tale? Ce a însemnat pentru tine prietenia în lumea literară și dacă ai crezut sau mai ales dacă mai crezi în prietenia din lumea literară? Uite, Svetlana, tu știi foarte bine lucrul ăsta, fiindcă noi ne-am cunoscut pe vremuri mai bine, am avut serii de cenaclu împreună și așa mai departe. Eu nu sunt un om ascuns, sunt un om genuin. Mie îmi place să zâmbesc oamenilor, să mă joc, să trăiesc împreună cu ei. Întotdeauna mi-a plăcut să am prieteni și am avut un cult al prieteniei. Îl am și astăzi, din păcate prieten nu prea mai am, dar cultul prieteniei îl am, a supraviețuit prietenilor, ca să zic așa. Și nu am avut niciun fel de gânduri ascunse, nu am avut răutate pentru cineva, nu am avut sau nu am simțit prea bine invidie sau lucruri de felul acesta. Dar am simțit negativitatea altora întotdeauna. Nu vreau să vorbesc despre asta, n-am să vorbesc niciodată, dar evident am simțit-o de 40 de ani, am tot simțit-o și o simt și acum. Și uneori mi-e foarte greu. Uneori mi-e foarte, foarte greu. Dar în privința prieteniei, ea este greu de obținut în lumea literară sau în lumea artistică, pentru că este o lume extrem de concurențială. Lumea literară, nu de acum, ci dintotdeauna, a fost o lume restrânsă în care oamenii au luptat pentru vizibilitate. Exact cum spui tu, în interiorul unei lumi în care toți strigă, toți cer atenție, toți doresc să fie unici, singurii, să fie singurii care se aud. Ori în aceste condiții, prietenia este posibilă numai în anumite contexte. E foarte greu să vezi doi scriitori care se consideră foarte importanți fiind prieteni unul cu altul. Este rarisim, după părerea mea. De obicei, oamenii sunt prieteni cu cei care le sunt, cu cei de care nu le e frică. Cu cei de care nu le e frică. Se împrietenesc cu aceia pe care îi desconsideră din diferite motive, care n-au aceeași popularitate cu ei, care nu au, știu eu, n-au atâtea cărți publicate, nu sunt la fel de cunoscuți și așa mai departe. Către ăia merge prietenia.
de multe ori către oameni mediocri. Nu vreau să fac, nu vreau să-i desconsider. Pentru mine toți scriitorii sunt frumoși, pentru că fac literatură, pentru că fac un lucru frumos în sine. Dar am observat că toată lumea iubește pe mediocri. Mediocri sunt regina balului în literatură. Imediat cum te-ai ridicat și un deget deasupra mediocrității, nu te mai iubește nimeni. Poate ai simțit și tu asta câteodată. Eu nu vreau să spun că m-am ridicat peste mediocritate vreodată, dar uneori am simțit asta și până și eu. Și, în general, regulile prieteniei literare sunt mai ciudate decât cele ale prieteniei, bănuiesc, dintre strungari sau dintre manicuriste. Scriitorii au tot sentimentul că sunt niște genii, neînțelese, neascultate, persecutate și așa mai departe, așa încât, fiind grandoman, e greu să te împrietenești cu alți oameni. Puțină lume m-ar crede și nici nu vreau să mă creadă, dar eu sunt un om modest și am o mare bucurie să cunosc oameni și să mă împrietenesc cu ei, indiferent dacă îi admir, considerându-i mai bun decât mine în meseria mea sau în arta mea, sau nu îi admir crezându-i inferior mie. Eu n-am făcut distincțiile acestea între oameni. După cum știi foarte bine, pentru mine a fost o mare onoare să fiu acceptat de voi, care erați cu 15 ani mai tineri decât mine, când țineam cenaclul litere la facultate. Dar de asemenea m-am bucurat întotdeauna de prietenia celor superiori mie, de prietenia pe care a avut-o pentru mine Nicolae Manolescu, de pildă. Într-o vreme mă iubea foarte tare. Prietenia pe care a avut-o Crohmănicianu cu mine, prietenia pe care a avut-o Jean Pop de la Cluj pentru mine și mulți alții, și din străinătate. Am câțiva prieteni la care mă uit în sus, așa, adică nu, nici nu îndrăznesc să mă compar cu ei. Cu Olga Tokarczuk, de pildă, sunt foarte bun prieten, am fost de 20 de ani suntem prieteni. Și așa mai departe. Deci pentru mine nu e un criteriu acesta. Pentru mine criteriul este calitatea omului. Este calitatea omului, nu calitatea scriitorului. Eu mă pot împrieteni și cu un scriitor foarte bun și cu unul foarte slab, dacă este de calitate. Dacă este un om modest, dacă este un om drăguț, dacă nu mă aștept la vreo mitocănie din partea lui, dacă nu mă aștept să fiu trădat, să fiu, pentru, de pildă, pentru un joc de cuvinte sau pentru ca să ai succes într-o discuție. Foarte mulți își trădează prietenii pentru asta, îi ridiculizează, îi spun, știu eu, minciuni despre ei și așa mai departe. Ei, lucrul acesta mie nu-mi place. Este una dintre părțile întunecate ale lumii literare. Și am avut și surprize foarte plăcute și surprize foarte neplăcute cu confrații mei scriitori. Că în creionul de tâmplărie sunt multe portrete, nu știu, de la Madi Marin la, iată, Ian Coșovei, prietenul tău apropiat, și există un fragment, de fapt există unul dintre texte care e dedicat lui Mircea Nedelciu, unul dintre fragmentele care îmi plac cel mai mult în această carte și care se sfârșește cu imaginea, o imagine incredibilă cu tine și cu Mircea Nedelciu făcând un plan de călătorie. V-am văzut, exact cum spui tu, a plecat deasupra hărții pentru călătoria aia în care fiecare dintre voi știa că nu o să plecați de fapt niciodată, că nu erați făcut să plecați într-o călătorie împreună. Și mi s-a părut foarte interesant, spui, aveam 22 de ani, Mircea avea 28 de ani și este imaginea asta cu voi, cu harta, cu terasa unde beați o bere, și este un detaliu foarte interesant, mai ales că suntem aici pe rezidența BRD Scena Nouă, spui că flutura deasupra noastră... Bertina de la Societe Generale, da. Eu nu cred că Societe Generale exista pe vremea în care voi aveați 22 și 28 de ani. Exista? Era pe Bulevardul Magheru, da. Era pe Bulevardul Magheru.
Deci m-am întrebat, m-am oprit la detaliul ăsta ca un detectiv așa și m-am întrebat ce copertină era aceea, știi? Care exista sau era reclama la Societe General, mm-hmm. că n-aveam eu de-a face cu așa ceva pe atunci, dar în orice caz scria pe un zid pe Bulevardul Maghiarul Societe General, era o copertină și dedesubt era terasă, era terasă și stăteam și beam bere acolo. Vreau să spun că Mircea Nedelciu este indescriptibil celor care nu l-au cunoscut și, în general, e foarte greu să faci cuiva o idee despre cineva pe care nu l-a cunoscut. Era un om foarte dulce. Era un om, cum să spun, un om atât de tandru și de binevoitor și de ascultător cu prietenii și nu numai cu prietenii, cu toată lumea era. El era de la țară, era de la Fundulea, în fiecare toamnă se ducea, ca Marius Chivu acum, se ducea și lega via, făcea tot felul de lucruri la țară și firea asta de țăran, de om care este, care nu are ascunzișuri, care este așa cum este cu toată lumea, combinată cu un intelectualism foarte, foarte subtil. El era un mare intelectual și un scriitor extraordinar. Toate aceste lucruri, toate aceste contradicții din el îl făceau greu descriptibil, cel puțin de către mine, și absolut minunat. Noi îl admiram foarte tare, era cu 5 ani mai mare decât noi, sau cu 6 ani, și îl iubeam foarte mult pe Mircea. Am și spus-o, Mircea era doar el în generația noastră. Mihăieș era Mihăieș, nu îi zicea nimeni Mircea, eu eram Cărtărescu, Nedelciu era Mircea și era marele Mircea pentru noi, Great Mircea, cum spunem Great Gatsby sau Le Grand Merlin. Le Grand Merlin, da. Extraordinar. Aș încheia întrebându-te, pentru că am vorbit atunci, vorbeam despre Cioran și despre filozofie și poezie, pentru că am avut de multe ori invitați tineri filozofi aici la intersecții care se specializează în etică aplicată și de câte ori aveam invitați, oamenii veneau în număr mare și așteptau să-i audă vorbind și în mod real așteptau răspunsuri de la ei. Crezi că, mai ales într-un moment ca cel în care suntem acum, 2020, un moment de cotitură pentru toată lumea, nu mai e o cotitură individuală, sigur că e și pentru fiecare în parte, dar trăim și un destin comun care e mult mai evident decât oricând altcândva. Crezi că literatura este în ipostază, are capacitatea de a da răspunsuri în asemenea momente? Înțelesesem că într-un fel, chiar și pe cifre, a crescut numărul cărților vândute în acest an și poate și al cititorilor, nu știu dacă e adevărat până la capăt, dar pot găsi oamenii răspunsuri în literatură în asemenea momente? Da, mă gândesc la finalul poeziei lui Arghezi despre carte, care se termină cam așa. Dar spusa lui zadarnică se pare, pe cât e ghersul cărții de frumos, carte frumoasă, fără de folos, tu nu răspunzi la nicio întrebare. Eu nu cred că literatura e făcută să răspundă la întrebări, să răspundă la întrebări sociale, ideologice, politice. Nu cred că există o literatură feministă, nu cred că există o literatură, știu eu, angajată. Apere drepturile omului, o literatură angajată. O literatură emoționează sau nu emoționează. Restul poate fi scris într-un articol. Poți face articole de ziar în care să-ți expui ideologia, să-ți expui părerile și este foarte frumos, e minunat să fie așa. Dar literatura este literatură. Ea nu e făcută să exprime concepte. Ea e făcută să exprime emoții. Este făcută să provoace acea gâdilătură pe șira spinării, cum spunea Nabokov. Este făcută să ne ilumineze brusc ca un drog,
între literatură și acest orgasm al drogului și al orgasmului real și a tuturor felurilor în care noi obținem extazul, este o mare legătură. Ele toate acționează asupra creierului. Literatura sunt, și mai ales poezia, care e regina literaturii, înseamnă cuvinte care acționează asupra creierului și care provoacă în zona plăcerii sau mai știu eu în ce altă zonă a creierului acel extaz, acea iluminare pe care o caută toți misticii. Literatura este una dintre formele prin care noi obținem acest acces, să zic așa, teozofic, în altă dimensiune. Asta este sensul literaturii. Literatura este un cuțit prin care realitatea este spartă, este crăpată. Este ca acel pictor, între ghilimele, cred că se numea Fontana, care în loc să picteze, tăia pânza cu un cuțit. Asta este literatura. Este singura poartă care se deschide spre dincolo. Așa este arta, în general. Este o poartă care se deschide spre dincolo și care ne ridică, cum spunea și Maiorescu, deasupra egoismului nostru cotidian, deasupra stupidității că de fapt nu trăim decât în realitate și că nu avem altceva de făcut decât să mâncăm, să bem, să ne distrăm, pentru că mâine vom muri, cum se spunea în Biblie. Nu, literatura este o iluzie minunată, după părerea mea. Este iluzia că omul nu este numai o ființă materială și terestră și, așa cum spunea trupa Polis, we are spirits in a material world. Crezi, Mircea, că acum, în 2020, literatura ar putea fi în pericol din cauza ideologiei, în natura ei, despre care tocmai... Nu numai din cauza ideologizării. Ideologizarea este, n-aș spune că este un pericol, ci este un fel de degradare, după părerea mea, a adevărului. Ideologizarea înseamnă extrem, împingerea adevărului către extrem. Literatura suferă, în primul rând, din cauza comercializării în lumea de azi. De fapt, ceea ce înghite literatura de calitate este literatura comercială. Literatura comercială, care este foarte puternic susținută, este o industrie și această industrie corespunde, într-un fel, masificării oamenilor în ziua de astăzi. Adică oamenii care nu mai citesc, de fapt, foarte multă literatură, măcar literatură înaltă, așa, oamenii devin foarte asemănători unii cu alții, așa încât pot deveni niște ținte, public țintă, aș spune, pentru anumite tipuri de cărți care au, să zicem așa, un destin similar electrocasnicelor. Deci cărțile acestea care ne invadează tot timpul, care apar pe panouri publicitare și așa mai departe, cele mai multe americane sau britanice și așa mai departe, ele sunt de fapt niște utilități. Nu sunt opere de artă, sunt utilități. Sunt foarte, foarte bune și foarte potrivite pentru foarte mulți oameni, ca o mașină de spălat, ca un frigider, asta e funcția lor. Dar asta degradează ideea de literatură ca artă și poate chiar ca religie. Deci, fără îndoială, literatura este astăzi într-un foarte mare pericol din cauza comercializării, din cauza concurenței filmului, jocurilor pe computer, întregului univers mediatic și din cauza ideologizării. Probabil sunt și multe alte cauze, dar eu nu văd prea bine literatura, în general, viitorul literaturii. Am prelungit cu încă o întrebare, după cum vezi. E timpul să-ți mulțumesc. Se face tot mai noapte. E timpul să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii aici cu mine și cu noi. Așa. Te vedem acum. Îți vedem chipul. Ca luna în primul pătrar. Primul pătrar. Așa. Mulțumim mult, Mircea, și sper să refacem
să refacem întâlnirea, măcar la 2 ani, cum a fost acum, dacă nu mai, poate mai curând. Mulțumesc și mergem în librării să căutăm cărți. Și eu îți mulțumesc, Svetlana, mulțumesc celor care ne-au văzut și ne-au auzit și simt nevoia să-mi cer scuze dacă am spus ceva nepotrivit sau am rănit pe cineva, nu cred, dar nu se știe niciodată. Nu a fost intenția mea, intenția mea a fost să avem o discuție sinceră și adevărată pe teme literare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Mircea!